colecția Inner Reflection a fost inspirată din, putem să zicem, portul popular sibian, dar mai mult mesajul care l-avea în spate. Dacă ați observat vreodată, pe hăinuțe sunt brodate anumite inițiale și de acolo. Mai mult personalitatea omului care a făcut haina. Asta e mai mult? Am gândit că ăsta e momentul să facem și o prezentare în piață, de ce nu? Pentru că a fost o linie foarte casual, o linie pret-a-porter, așa cum v-am obișnuit. Place să fac ținute pe care poți să le îmbraci oriunde, uite, chiar și la piață, chiar și într-un supermarket. Și pentru că viața noastră nu e toată un eveniment și o petrecere și doar high class. Deci chiar Wonder Lolita creează pentru toată lumea. Colecția Ready to Wear pentru toamnă 2015, colecție pe care am prezentat-o și la Paris în ianuarie și în februarie la două târguri de prestigiu. E o colecție minimală în care am studiat foarte mult textura, ați văzut piele tăiată la laser, niște flori lucrate manual și ideea pe care am început acum vreo 2 ani, o idee mai inovatoare cu geometriile, drapajele geometrice. E o zonă de inovație pe care vreau să o studiez de acum înainte în colecțiile mele de Ready to Wear. Deosebire de ce am făcut eu până acum, de colecția anterioară, ați văzut culoare, cealaltă fiind all black, bineînțeles totuși broderiile fiind multicolore, dar de data aceasta am avut și black, am avut și culoare și aceleași broderii speciale făcute de mama mea.